eu sunt Raluca și se pare că o să aflați niște lucruri noi despre mine. Bună, sunt Ana Vanici și o să vă spun câteva dintre lucrurile pe care le făceam eu la 14 ani. Ce gând îți trece prin minte când auzi 14 ani? Ce gând îmi trece prin minte când aud 14 ani? Mi-am făcut buletinul! Yay! Câți ani ai acum? Acum am 29. Nu mai știam dacă 28 sau 29. Cu siguranță îmi plăcea de vreun băiat și cu siguranță îl stocăream, dar nu mai știu exact de care. Cred că am avut pe la 15-16 iubite. Ok. Câți ani ai? Am 26 de ani. Îți plăcea de vreun băiat la 14 ani? Evident că îmi plăceau. Mie tot liceul mi-a plăcut de același băiat. Ok. Și nu am primit niciun feedback înapoi, adică nu m-a plăcut. No. Acum probabil că vede ce a pierdut. N-am avut niciun iubit în liceu, super. Îți plăcea de vreo fată la 14 ani? Îmi plăcea de fete de la 6 ani. No, ce întrebare ea îți face că îți plăcea de vreo fată la 14 ani? Îți plăcea de vreo fată la 14 ani? Da. De mai mult, da, de mai multe cred că îmi plăcea așa. Dar n-aveam o iubită la 14 ani, nu, nu. În anul ăla am avut 3 iubiți în tabăra de la Vodari, dar mă pupam doar cu unul dintre ei, cu Cristi. Îți plăcea de vreun băiat pe atunci? Mă gândesc că îmi plăcea și mie de vreun băiat, dar cum să nu spuneți nimănui. Treceam între anul, nu aveam niciun gagic. Mă pregăteam să plec de la Mejdia, nu aveam timp de atașamente din astea emoționale care să mă țină în loc. Bă, în liceu ne alegeam așa niște ținte imposibile. Niște băieți care n-aveau nicio treabă cu noi și erau mai mari, își vedeau de viața lor și pe care noi doar îi stocăream și făceam pe nebunele. Genul ăla mai artist, mai cu bărbiță, mai cum e iubitul meu acum. La 14 ani? Da, păi orice. Și o relație de... să te cu una 3 zile era relație, era iubita ta. Cred că fictivă am avut, dar nu reală. Avea un anime. Nu, reală nu. Da, am avut. La 14 ani deja eram clasa 8-a și aveam o prietenă de-a 9-a. Wow, bun. era șmecher. Am fost prieten cu ea pe final de clasa 8-a, am dat evaluarea națională sau cum îi ziceam de capacitate atunci. Da. Și nu mi-a mai plăcea de ea, dar n-am vrut să-i zic până în ziua în care am văzut rezultatele la capacitate, că aveam o superstiție că Dumnezeu o să facă rău dacă mă despart de ea înainte să văd rezultatele. Eu dădusem examenul, m-am hotărât că m-am plictisit, dar am zis nu-i zic decât când aflu rezultatele ca să nu mai aibă ce să mai facă Dumnezeu. Mai crezi asta acum? Eu cred că da, Dumnezeu poate să-mi facă rău, dacă încă cred că pot să mai pic capacitatea. La 14 ani, nu. La 14 ani, clar, nu. La 14 ani. Eram pitic, eram foarte mic de înălțime. Toți colegii mei, băieți, aveau iubite. Eu mâncam un sandwich. Toți le ridicau pe fetele până pe pervaz și se pupau cu ele. Eu nu ajungeam la pervaz. 14 ani, prima iubire. Aoleu, îmi plăcea de... Eram nebunită după un băiat, nu că îmi plăcea, era centrul universului. Se înțeleg că ai avut și iubit atunci, nu? Ai zis prima iubire. Da, prima iubire, dar nu a fost iubitul meu. Am stat împreună poate 2 săptămâni, dar nici măcar. Dar îl iubeam foarte mult. Era un băiat simpatic, un băiat cu simțul umorului. Și mă atrăgea fizic și era ceva între noi. Îmi plăcea de multe fete atunci, dar nu reușeam să acaparez destul de mult. La 14 ani nu-mi plăcea, mai târziu, la un an după așa. Deci n-ai avut iubit la 14 ani? N-am avut, nu. Mă atrăgeau băieții care aveau cercelul în urechi. Ce penibil! Da. Era un mod Andreea, să știi, pe vremea mea. Purtau băieții ca John Bon Jovi, purtau cerceluri, da mă, și tatuaje, eventual dacă aveau și tatuaje. A, și eu ia fără păr. Și băieții fără păr, că erau duri, erau... Cer să mi-l imaginezi pe iubitul tău de la 14 ani. Nu am avut iubit. La 15 ani. E brunet, e același. E brunet, da, penibil. E brunet, cu ochii căprui, nu e înalt, dar n-are burtă și n-ascultă manele. Ce ți se părea pe vremea aia atractiv la un băiat? Să fiu puternic, să fie în stare să mă apere, să mă simt în siguranță lângă el, da. Cam asta.
Și cum dădeai semnale? Dacă era șmecher în școală sau nu? Eu mă duceam și spuneam în față. Eu eram foarte... Cum, de altfel cum sunt și acum. Sunt, mă duc și spun verde în față. Băi, îmi place de tine. Și de obicei eu abordam. Cam eu cuceream băieții. Nu invers. Dar ai avut un iubit? Da. Da. Și primul sărut? La 14 ani pe patinoarul din Deva, mi-aduc aminte, n-am cum să uit. Ți plăcea de vreo fată la 14 ani? Cred că veniseră hormonii și peste mine la 14 ani și da, sigur îmi plăcea, n-avea cum să nu-mi plac. Pot să vorbesc prea mult că am, să legeți, verighet, 9 ani, relație. Mamă, dar era 14 ani, erai copil. La 14 ani, nu, eu am zis, soția mea a fost prima și singura din viața mea, nu m-am uitat niciodată la altă femeie măcar. Minte-mă, frumos. Da, am avut iubită la 14 ani. Ai spus că te-ai îndrăgostit prima oară la 14 ani. La 13, cred. Super, povestește și mie puțin. Cum arăta fata, cum ai agățat-o, cum? Făceam dansuri populare și am cunoscut-o acolo. Făceam la liceu și am cunoscut-o acolo. Și a trimis prietena să zică că îi place de mine, că eu n-am fost capabil, nu prea am fost capabil să agăț. Eu nu prea știu să fac avansuri, sunt prost, sunt timid. Și așa mi s-a întâmplat ca aproape orice relație, da, mea. Și da, și-a trimis prietena, hei, știi, fetei alea, îi place de tine, da, ce la Sela o chema. Ce te atrage la o fată pe atunci? Am o problemă cu detaliile și cu perfecțiunea și trebuie să recunosc că, în primul și în primul rând, mă uit la fizic. But if you're dumb as fuck, you ain't gonna get so much. Așa. Da, îmi place femeia, îmi place frumusețea, îmi plac detaliile, îmi plac formele. Da, dacă nu e mai mult de atât, să se oprească într-un punct. Aveai iubită și tu stabilă la 14? Aveam mai multe iubite. Zău, da. Dar prima relație mai lungă? Oana, clasa 1. Nu, mă, mai târziu, la 14 ani. La 14 ani, Mădălina. Cât și Isabela. Cât ai stat cu el? Și Mihaela și George. Da, am avut iubit la 14 ani, mă rog, dacă așa se numea pe vremea aia. Acum îmi dau seama că o relație înseamnă mai mult decât însemna atunci pentru mine, dar faptul că vorbeam cu un băiat era suficient ca să fie iubitul meu. Ce să fie? Primul tău sărut, la ce vârstă? Ce înseamnă sărut? Când ți-a atins buzele de buzele altei fete. Era mic, mă, nu, nici nu mai țin minte mic, exact. Okay. Era mic tare, nu. Mic, la primul s-a crezut că de la cu limba, cu... A fost la 14 de astea, nu, mai târziu. Mai târziu. La 22? Nici, mai târziu. Nu, mai târziu. Eu am fost un băiat care s-a mișcat greu din punctul ăsta de vedere. Eu așa sunt, pornesc greu, dar și când pornesc, când decolez, nu mă mai oprește nimeni. Îți plăcea de vreun băiat la 14 ani? Da. Da, normal. Era dubios să nu-ți placă de cineva la 14 ani, sau cel puțin în cazul meu asta credeam atunci. Da, îmi plăcea de un coleg. Îți plăcea de vreo fată la 14 ani? Wow, toate fetele îmi plăceau, toate fetele frumoase, normal. Le alergai și îi puneai mâna pe fund? Nu. Nu făceai chestia asta? Idiot n-am fost. Eu să știi că, ți-am spus, eram o leacă mai matur la 14 ani decât sunt acum, cred că și o leacă mai inteligent. E posibil că acum să mă apuce lucruri de astea, dar atunci eram un băiat liniștit. Da. Da, mai mult lor le plăcea de mine, că eram foarte frumos, am câștigasem și premiul pentru Mr. Boboc în clasa 9. Eu aveam fete de care eram îndrăgostit când aveam 14 ani. De fapt erau mai multe, eram într-o școală, într-o clasă în care 80% erau doar fete. Da? De mai mult, da, de mai multe cred că îmi plăcea așa, dar n-aveam o iubită la 14 ani, nu. Dar obișnuiai să le alergi, să le pui mâna pe fund, știi? Nu, să le pun mâna pe fund și din asta nu cred. Cumva eram timid, dar în același timp reușeam să interacționez cu fetele, știi? Nu știu, eram măscărit și dacă le faci să râdă, e ok, le-ai câștigat.